cred că atâta timp cât iei o afacere și o faci după felul și asemănarea ta, da? Este foarte greu din punct de vedere al mândriei personale să accepti că te poate învăța cineva. Mai ales dacă din întâmplare ai avut un model de succes sau ți s-a întâmplat să îți iasă. Pentru că managerul român mai are o tară. Se crede infailibil. Da? Se crede atot cunoscător, experimentat, norocos, inteligent, frumos, deștept și cu succes la sexul opus. E bine, nu e așa. Da? Lucrurile nu stau așa în 99% din cazuri. Și de cele mai multe ori, dacă veți sta de vorbă cu niște oameni dintr-o organizație, absolut toți se vor plânge de șeful lor. Că nu face aia, că nu face... Fiecare șef are câte o tară enormă pe care, dacă nu și-o cunoaște el, cu siguranță cei de sub el o știu 100%. Deci ce-i face diferit într-un nou proiect, într-o altă construcție? Nu știu, cred că cel mai bine și mai bine poate că aș învăța să îi ascult mai mult pe cei de sub mine. Da? Pentru că recunosc, da, că am fost foarte îngăduitor cu mine, da? Adică am fost critic cu greșelile altora și foarte îngăduitor cu greșelile mele. Și am de foarte multe ori am spus faceți așa pentru că simt eu că așa este, da? Că așa e bine sau că așa e corect sau și recunosc că uneori ai greșit. Clar. Da? Sau că a avut dreptate unul sau altul. Pe de altă parte, nici nu cred foarte tare într-o conducere colectivă, într-o conducere foarte democratică. Pentru că democrația este un paradox. Da? Asta am învățat-o dintotdeauna și se e renumit paradoxul democrației cu oamenii care votează democratic într-un avion, că nu pilotul trebuie să conducă avionul, ci stuiardeza și atunci toți mor. Da? Deci trebuie să fie cineva care să aibă clar o viziune globală, o viziune foarte corectă și concretă despre strategie. Este poate mai ușor în momentul de față, da? S-ar putea să fie mai ușor să încerci, bineînțeles cu scepticismul inoculat în ultima vreme de criza asta economică, dar s-ar putea să devină mai ușor de făcut o predicție, pentru că oamenii nu se mai aruncă să-și facă planuri peste 3-5 ani. Da? Și în psihologie se spune că lucrurile trebuie rezolvate pe termene scurte. Ori în momentul de față este clar că suntem într-un moment în care o companie, o societate, și nu vorbesc de multinaționale, de firme mari, ele trebuie să supraviețuiască, da? Trebuie să existe, să reușească să existe și să-și găsească soluții pentru momente actuale și previziuni pe termene scurte. Și s-ar putea că inducându-se în mentalul managerului, da? Acum, acest mod de a gândi o să-i fie mai ușor în momentul în care ne-a ajutat și pe noi Dumnezeu, ca să folosim termenul ăsta pentru spațiul economic european, să avem o atitudine mai clară și mai corectă, mai corectă, da? Vis-a-vis de cum se face o afacere pe termen mediu. Da? Pentru că nimeni, da, și dacă vă veți uita la toate predicțiile care s-au făcut de când s-a declanșat criza și până acum, 99% dintre ele au fost false. Și vă dau exemplu, în 2009, la început, toată lumea spunea că euro va ajunge la 5 lei. Da? N-a ajuns niciodată la 5 lei, n-a sărit niciodată de 4,4. Dar au existat atât de multe scenarii catastrofice, începând de la 5 până la 7 lei, și evoluția parității leu-euro, încât orice predicție
făcută la începutul anului 2009 despre sfârșitul anului 2009 ar fi fost falsă. Da? Ori, eu știu și din experiența asta, ce a trebuit să fac a fost să ținem corabia în furtună ca să vedem ce se întâmplă luna viitoare. Da? Cheltuieli, bugete, modul în care îți structurezi gândirea și așa mai departe. Gândiți-vă acum, s-a spus 2010 va fi anul cel mai greu, din 2011 o să crească. A apărut din nou acest translator al politicii monetare a Băncii Naționale, Adrian Vasilescu, a apărut la televizor și a spus nu, 2011 va fi cel mai greu an. Bun, și atunci cum să fac o predicție? La ce să mă aștept? Da? Fondul Monetar spune că vom avea anul ăsta o creștere de 1%, Comisia Europeană spune că vom avea din nou o scădere de 2%. Ori în condițiile astea, cel mai important lucru este să reușești ca manager să fii calm, da? Să-ți strunești într-un fel toate pornirile și dorința de expansiune sau de încercări și divagații, cât să rămâi prezent într-o piață. Dacă există fonduri sau există bani sau există modalități de abordare altele decât cele care se implice cheltuieli, atunci poți să faci ce vrei. Da? Poți să încerci ce vrei. Dar stabilitatea companiilor în momentul de față este foarte mult afectată de cash flow, de modul în care oamenii cheltuie bani, pentru că oamenii în momentul de față cheltuie bani cu mult mai multă parcimonie decât se întâmplă acum. Da, și asta este un truism, ceea ce vă spun, da? Pentru că se vede foarte clar. Okay. Mulțumesc frumos!